Zilele acestea călătoream în București cu metroul și în fața mea am constatat că era o doamnă îmbrăcată în negru, cu o carte mare, groasă. Mi-am dat seama repede că e vorba de o carte bisericească. Mi-a plăcut să văd lucrul acesta, că mai sunt oameni cu astfel de preocupări. La stația următoare însă, intră în metrou o tânără. Era îmbrăcată foarte chic și s-a așezat exact lângă doamna în negru. Am început să le privesc pentru că era interesant. Tânăra și-a spus și ea cartea ei, o revistă de modă. Și așteptam cu interes să văd cum tânăra începe să privească către cartea bisericească. Dar ce să vedeți? Doamna negru citea mai departe din cartea dânsei, când deodată aruncă o privire fugară pe revista de modă, dar își revine imediat și citește mai departe. După câteva minute, doamna din nou aruncă o privire către noile modele de îmbrăcăminte, după care își revine și citește mai departe. Pentru că în cele din urmă, doamna să închidă cartea și să privească în voie către noile modele de îmbrăcăminte. În seara aceasta, dumneavoastră, însă ați ales să veniți în locul acesta pentru a deschide o carte veche, neagră, demodată pentru mulți, pentru că acolo este Cuvântul lui Dumnezeu. Mă bucur din toată inima și vă felicit pentru alegerea făcută. În seara aceasta, din Cuvântul lui Dumnezeu, din această carte neagră și veche, vom găsi un secret. Secretul puterii personale. Acesta este subiectul pastorului Filne din seara aceasta. Bun, care e legătura între cele două persoane?